Ne bucurăm și în această dimineață că suntem în casa Domnului. Haideți să ne pregătim inimile noastre pentru a lauda pe Dumnezeu și să spunem, hai vino acum să-L lauzi, hai vino acum să-I dai Lui inima, hai așa cum ești să-L lauzi, vino acum înaintea Sa. Orice om va mărturisi că ești Domn, toți genunchii se vor pleca. Binecuvântați vor fi toți cei ce te vor căuta. Hai, vino acum să-L lauzi. Hai, așa cum ești să-L lauzi. Hai, așa cum ești înaintea Sa. Hai, orice om va mărturisi că ești Domn, toți genunchii se vor pleca. Binecuvântați vor fi toți cei ce te vor căuta. Orice om va mărturisi că ești om, toți genunchii se vor pleca. Binecuvântați vor fi toți cei ce te vor căuta. Hai, vino acum să-L lauzi. Hai, vino să-I dai Lui inima. Hai, așa cum ești să-L lauzi. Hai, așa cum binecuvântat să fie Domnul. Am o întrebare sau mai multe întrebări în dimineața aceasta și aștept și răspunsuri de data aceasta. Dacă ați primit astăzi, în ziua aceasta, vreun dar din partea lui Dumnezeu, spuneți cu voce tare. A spus că da, dar ce ați primit? Viață. Mișcare, alt dar, vedere, sănătate. Mai sunt? Har de la Domnul. Mai sunt? O, câte nu sunt. O, ce listă mare avem. Suntem cei mai binecuvântați oameni. Astăzi Dumnezeu cu multe binecuvântări
ne-a binecuvântat și ne-a dăruit. Ce har avem! Ce har de plin avem! Frați și surori, lista aceasta care este acum în inima noastră și în sufletul vostru, haideți să o așezăm în rugăciune de adorare și de mulțumire înaintea Domnului și să-i dăm slavă și să-i mulțumim pentru marea Lui binecuvântare care El astăzi a dat-o vieții noastre. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului. Cel mai mare, Doamne, peste toate continentele, ești cel mai mare peste toți Dumnezeii. Ești cel mai mare, Doamne, toate continentele, ești cel mai mare peste toți Dumnezeii. Să fii înălțat, să fii înălțat, Domna împărat, să fii în
mare, Doamne. Ești cel mai mare, Doamne, peste toate continentele. Ești cel mai mare peste toți Dumnezeii. Ești cel mai mare, Doamne, peste toate continentele. Ești cel mai mare peste toți Dumnezeii. Să fii înălțat, să fii înălțat, Domn al dragostei, Împărat. Să fii înălțat, să fii înălțat, Domn al dragostei. Haide să mai spunem încă o dată, să fii înălțat, să fii înălțat. Înălțat, să fii înălțat, să fii înălțat, Domn al dragostei, Împărat. Să fii înălțat, să fii înălțat, Domn al dragostei. Voi slăvi pe mielul gloriei, Regelui regilor mă-nchin. Voi slăvi pe mielul gloriei, Regelui eu mă-nchin. Voi slăvi pe mielul gloriei, Regelui regilor mă-nchin. Voi slăvi pe mielul gloriei, eu mă-nchid și mâinile mi le-nalt și înaintea ta vin. Mâinile mi le-nalt și mă bucur în tine. Luminați mâinile către cer, lumea întreabă de ce. Eu le spun că-mi iubesc Regele. Și mâinile mi le-nalt și înaintea ta vin. Mâinile mi le-nalt și mă bucur în tine. Luminați mâinile către cer, lumea întreabă de ce. Eu le spun că-mi iubesc Regele. Voi slăvi pe mielul gloriei, Regelui regilor mă-nchin. Voi slăvi pe mielul gloriei, Regelui eu mă-nchin. Voi slăvi pe mielul gloriei, Regelui regilor mă-nchin. Voi slăvi pe mielul gloriei, Regelui eu mă-nchin. Și mâinile mi le-nalt și înaintea ta vin. Mâinile mi le-nalt și mă bucur în tine. Luminați mâinile către cer, lumea întreabă de ce. Eu le spun că-mi iubesc Regele. Și mâinile mi le-nalt și înaintea ta vin. Mâinile mi le-nalt și mă bucur în tine. Luminați mâinile către cer, lumea-ntreabă de ce. Eu le spun că-mi iubesc Regele. Eu le spun că-mi iubesc Regele. Eu le spun că-mi iubesc Regele.
Lui să fie slava, a celui ce este regele nostru, împăratul nostru și Domnul nostru. El este mântuitorul nostru, binecuvântat să fie Domnul. Când a dus Domnul înapoi prinși de război al Sionului, parcă visam. Psalmul 126, primele trei versete. Recitesc primul verset. Când a dus Domnul înapoi pe prinși de război al Sionului, parcă visam. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri, Domnul a făcut mari lucruri pentru ei. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi și de aceea suntem, cum? Plini de bucurie, binecuvântat să fie Domnul. Iubiți frați și surori, așa cum am spus, Dumnezeu ne-a binecuvântat ziua aceasta cu mari binecuvântări. Unii suntem aici în casa Domnului, alții din mijlocul nostru lipsesc pentru că sunt la nuntă, este o binecuvântare. Alții, ziua de astăzi, au ziua de naștere, este o binecuvântare. Dar alții m-au sunat și mi-au spus, frate Viorel, avem frisoane, suntem gripați, suntem bolnavi și sunt destui perioada aceasta. Ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de ei și să-i ridice. Alții, frați și surori, sunt bolnavi și aș vrea să ne rugăm în dimineața aceasta pentru toți cei ce sunt bolnavi, în mod special. Poate să fie un virus, poate să fie o gripă. Acestea cam trec în 7 zile, așa cum spune medicina. Însă, în modul cel mai real, sunt alții dintre noi care sunt grav bolnav și aș vrea să ne rugăm pentru ei. Noi avem în numele multor frați și surori din biserică și care nu sunt în biserica noastră, nu sunt nici măcar în Spania, unii sunt în România, în Italia, în America. Și aș vrea să ne rugăm pentru ei, frați și surori. Am primit vestea că și sora, de o bună bucată de timp, medicii i-au pus aici o placă în piept ca să îi deschidă pieptul și lucrurile au evoluat bine. Mulțumim Domnului, mâine va fi operat ca să fie luată acea placă, ajutorul acela care a fost dat pentru toracele lui. Uitați-vă ce frumos este, mai mare ca ghinuț, aproape cu un cap. Mâine va fi pe masa de operație, însă i-am spus și ieri, dacă nu greșesc sau la alte ieri, Denis, tu ai un mare medic și medicul acesta este Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Medicilor le eșuează unele tratamente, unele operații, însă marelui nostru medic nu i-a eșuat nicio operație, slăvit să fie Domnul! Beni a fost operat săptămâna trecută și l-am văzut zilele acestea, nu poate să stea acasă. Astăzi nu-i cu noi, dar a venit cu Cristi până la biserică. E aici? O, scuză-mă că nu te-am văzut. Este cu piciorul operat, să ne rugăm, Doamne, îți mulțumim, duminica trecută era aici la rugăciune, acum este în biserică, slăvit să fie Dumnezeu. Fratele Rus, Petru, Petrică, soțul sorei Maria a fost operat din nou la genunchi, că nouă la cei bătrâni încep să ne mai obosească picioarele, genunchii. Am vorbit cu dânsul, a intervenit medicii, însă ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze vindecare deplină în trupul lui. Mai aș adăuga o situație, o familie care este din Huesca, o familie de prieteni. Și au o fetiță aici în Madrid, adusă aici, pentru că nu știu medicii ce efectiv ce are, dar este ca o plantă. Nu pot nici măcar să identifice unele lucruri ca să stabilească un diagnostic. Tatăl este atât de necăjit și când i s-a spus dacă ar vrea un păstor să vină să se roage,
A zis, nu mai vreau să aud de nimic. Bineînțeles, oameni care în momente din acestea zic, nu mai vreau să aud de nimic. Soția, mama, fetiția ar zice, aș vrea să ne vă rugați. Această doamnă deja se roagă, mărturia altor persoane din cercul lor mai intim au spus, frate păstor, simt că această mamă l-a primit pe Domnul în inimă. Ne rugăm pentru femeia aceasta, pentru fetița lor, pentru soțul lor, este în Madrid, medicii fac investigații, să rugăm, Doamne, proslăvește-ți numele Tău. Sunt aici cei ce sunt bolnavi, lista noastră, poate că sunteți aici unii și ați venit și poate că o suferință în trup. Noi ne rugăm unui Dumnezeu care nu este departe de noi. Spunea salmistul, parcă visam, nici nu-mi vinea să cred. După atâția ani, oamenii aceștia mai vin. Pavel era cu mulți oameni în corabia, în furtună, și spune în Cartea Faptele Apostolilor, dacă nu greșesc, 27:20, că oamenii au pierdut orice nădejde. Și acolo, în mijlocul valurilor, un înger vine și îi arată lui David, lui Pavel o vedenie și spune, Pavele, tu vei ajunge unde ai pornit să ajungi. Domnul îți dă și viață și îți dă și pe toți cei ce sunt cu tine în corabie. Oamenilor, mâncați, nu vă pierdeți nădejdea. Dumnezeu este cu noi, slăviți să fie Domnul. Nu vă pierdeți nădejdea, fraților, Dumnezeu este cu noi. Intrăm în rugăciunea aceasta și venim înaintea Domnului. Cu toată inima implorăm prezența și vindecarea suverană a lui Dumnezeu pentru acești frați și surori, copii și Domnul să lucreze. Amin. Nu știu dacă nu vă schimb cântarea, Gabi. Dar eu am pe inimă, dacă se poate, să cântăm cântarea Ce mare ești,
și sfânt, minunat și slăvit. E Domnul al meu bun păstor, El m-a ocrotit printre stânci de granit, m-a pus lângă al vieții izvor. Refrenul acesta este uimitor. Știți cine scrie cântarea aceasta? O credincioasă, Fanny Crosby, dacă nu greșesc și dacă n-am făcut o eroare în pronunțare, o credincioasă nevăzătoare, a scris cântarea aceasta, că El m-a ocrotit printre stânci de granit, deasupra uscatelor văi, cu mâna Lui tare, mereu m-a umbrit. Pe unde? Pe urmele pașilor Săi. Și încă o dată refrenul acesta se încheie, pe urmele pașilor Săi. Haideți să cântăm cântarea aceasta și o încheiem cu rugăciune și apoi sora Ramona în câteva minute va veni aici în față să mărturisească că pe urmele pașilor Săi, dar numai pe urmele pașilor Săi, al Mântuitorului nostru, ea este aici în dimineața aceasta cu fetița și cu soțul în brață, pentru că Dumnezeu a vindecat-o și Dumnezeu i-a dat sănătate. Slăvit să fie Domnul nostru! Ce mare ești! Sfânt și minunat. Haideți să cântăm cântarea aceasta. Ce mare și sfânt minunat și slăvit e Iisus al meu împărat. El m-a ocrotit printre stânci de granit, pe urmele pașii scurt. El m-a ocrotit printre stânci de granit, deasupra uscatelor văi. Cu mâna Lui tare mereu m-a umbrit, pe pe urmele pașilor Săi. Dă-mi rugăciune, Doamne, ce mare ești! Sora Ramona va veni și ne rugăm, știu că are și emoții așa din cum o cunosc și e normal să aibă emoții și niciodată să nu veniți în față fără emoții, pentru că dacă veniți fără emoții,
nu iese niciodată slujirea, pentru că emoțiile pot să fie un loc și un mijloc în care să fie proslăvit Dumnezeu. Cântăm cântarea aceasta, sora Ramona va aduce slavă lui Dumnezeu prin aceste cuvinte care exprimă mulțumirea ei și considerația ei față de Domnul. Apoi corul bisericii se va închina Domnului prin cântare și vom continua în lucrare. Dumnezeu să reverse har și binecuvântare peste inimile noastre. Amin. Pace. Am mari emoții, dar nu pot să tac. Avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu foarte mare. Ceea ce Iov a simțit, ceea ce Domnul Iisus a simțit, ceea ce mulți alții, Ilie și foarte mulți alți profeți și ucenici ai Domnului Iisus, că au trecut prin Valea Umbrei Morții, asta am simțit și eu în toată sarcina mea. Am fost condusă de niște gânduri foarte murdare din cauza medicilor, că mi-a dat tratament greșit. Eu eram speriată, traumatizată, pentru că am un corp care nu poate să ducă sarcini, pentru că pentru mine o sarcină este un virus.
Și atunci ori pierzi, ori stai conectată la pânvenă toată sarcina, ori iei tratament. Ceea ce eu am luat tratament de cancer durante ăsta 7 luni de zile, chiar până în ziua nașterii, 200 de euro pe lună. Dar îmi mulțumesc Dumnezeu că mâncarea s-a reținut în mine, am putut să duc sarcina, dar la 3 luni jumate, de atâta frică, de atâta rău ce mi-era, de atâta leșinuri, de atâta dureri, pentru că eu când am născut m-a întrebat matroanele, zice, tu simți că ai contracții, ai la 3 minute de 10, zic, ce să alea, că eu nu știu. Dar slăviți să fie Domnul că El s-a atins de fetița mea și fetița noastră este foarte sănătoasă. Eu 80% sunt recuperată, mai trebuie să iau tratament un an de zile și asta datorită unui mare medic care Domnul a pus în calea mea în Castelion. Din păcate a trebuit să ajung în Castelion la 7 luni. La 7 luni de zile, doctorul când m-a văzut zice, cum de mai ești în viață? Cu un tratament de 3 luni jumate, 4 luni aproximativ, cu doză mărită, cinci psihiatri în Madrid m-au văzut, mi-au zis că mă va abandona soțul, iar am avut crize, am fost internată de 3 ori, de 2 ori la, că am fost tratată prin venă și a 3-a oară la psihiatrie. Acolo am crezut că nebunesc de tot și am zis, unde ești Doamne? Unde ești Dumnezeul vieții mele pe care te-am slujit toată viața mea, cum am putut? Toată copilăria mea, venind dintr-o familie de care nu-i întoarsă la Domnul, din nefericire tatăl meu a căzut, surorile mele nu s-au întors la Domnul și am rămas singura în familie care am căutat să slujesc pe Domnul aici în Spania, fiind singură. Și zic, unde ești, Doamne, soțul meu, dacă Domnul nu mă îmbilecuvânta cu un soț atât de minunat, eu nu puteam să merg. De aceea vreau să mulțumesc Domnului cu toată puterea mea, cu toată ființa, pentru soțul meu, pentru biserica noastră, pentru frații care ne-au ajutat, care au fost cu noi, care ne-ați mângâiat, care v-ați rugat, care ați postit, care ne-ați ajutat pentru o faptă sau alta, care m-ați vizitat, pentru că aceste lucruri trebuie să le simțim fiecare când o persoană dintre noi trece prin încercare, când o persoană dintre noi este un mădular al Domnului. Nu trebuie să simțim unii cu alții, să ne rugăm, să plângem, să facem tot ce putem, pentru că la asta suntem chemați, la dragoste. Și după o lună de tratament, căci doctorul din Castelul mi-a dat un tratament de 3 ori mai tare decât cel din Madrid și a zis că e imposibil. Există tratament pentru orice boală. Într-adevăr, este foarte scumpă programarea, dar s-a meritat. Și m-am dus mai mult trasă de păr de soțul meu, pentru că eu nu mai credeam în nimic și în nimeni. Am ajuns să merg pe 4, să zic așa, ca bebelușii, gătând în 4 labe și plângeam și ziceam, Doamne, ajută-mă măcar să nasc și după aia voi pune capăt vieții mele, dar eu așa nu voi putea să mai merg. Și mulțumesc lui Dumnezeu că acum pot să văd de fata mea mai bine ca orice altă mamă poate, când zici că ți-e frică mai tare, atunci Domnul intervine. Slăviți să fie numele Lui. Și fata mea, deși azi noapte nu m-a lăsat să dorm, eu nu puteam să-mi găsesc cuvintele cum să vă povestesc, dar am zis, Doamne, ce-mi pui pe inima aia, voi spune, pentru că eu vreau să te slăvesc. Și, din păcate, am mai făcut altă boală, preclapsia, ceea ce în ultima lună eu am luat 10 kg într-o lună, m-am umflat foarte tare și la 36 de săptămâni eram la o prietenă mea care avea grijă de mine, soțul meu, muncind cu soțul ei, pentru că, din păcate, soțul meu este în paru și acum, pentru că mă îngrijește, m-a îngrijit și acum, slavă Domnului, dacă va găsi de lucru, poate să ducă liniștit, pentru că Domnul nostru este mare și s-a atins de noi și ne-a salvat și ne-a ridicat. Și am făcut hemoragie de ultimul tip și a trebuit să semnez că va muri fata sau voi muri eu sau multe alte lucruri care soțul meu zice, nu mai citi. Zic, nu mai citesc, semnez pentru că Domnul meu e mare. Singurul gând în toată sarcina mea a fost că Dumnezeu mi-a vorbit că copilul va fi sănătos, ceea ce m-a ținut în viață, dar atâtea dureri fizice, psihice, mentale și mulți oameni care au încercat să mă descurajeze sau nu mă înțelegeau,
starea mea se înrăutățea, dar Domnul a fost de partea mea și n-a îngăduit să mi se întâmple niciun rău. Vreau să închei această mărturisire încă o dată, slăvim pe Domnul nostru, lăudându-L pe El și recitând o poezie. Din cauza emoțiilor va trebui să mă uit pe foaie, pentru că este scrisă de mine prin harul Domnului acum aproximativ 7, 8 sau 9 ani înainte de a cunoaște pe soțul meu și din păcate m-a lăsat de acest dar, ceea ce în sarcină am început să recuperez acest talent care vă rog să vă rugați pentru mine, pentru că nu este ușor să ieși în față. Aici în față, când ieși, de multe ori poate ești condamnat, poate judecat, de multe ori poate noi sau cei care ieșim în față avem mândrie fără să vrem, dar vreau să vă spun că noi avem un mare pastor. Să ne rugăm pentru fratele Viorel, pentru că are o slujbă grea. Nu este ușor să fii pastor în zilele de astăzi. Pentru că noi venim cu poverile noastre la el, la ei, la pastori. Dar noi oare ne rugăm, postim pentru ei, postim pentru cor, postim pentru cei care cântă, cu ce îi sprijinim? Am stat și m-am gândit și am zis, Doamne, te rog să ne dai înțelepciune, ca să putem să te slujim și să putem să facem voia ta, să nu fie în zadar venirea noastră în casa ta. Încă o dată vă mulțumesc în numele Domnului și voi încheia prin scurta poezie. Titlul ei este Binecuvântarea. Dacă ar fi să pui la oaltă bucuriile și binecuvântarea și ai vrea să măsori cu norii care te-au întunecat, ai fi dispus să recunoști că totuși ai fost mai mult senin și binecuvântat? Dacă ar fi să pui deoparte rugăciunea ascultate și de cealaltă dorul tău fără de răspuns, ai putea să declar că mult mai mult ți s-a răspuns decât ai reușit și te-ai rugat? Ai putea să-ți faci corect socotelile, să trimiți înapoi ce-ai primit și n-ai plătit, o n-ai cerut și nici măcar n-ai mulțumit? Dacă ar fi să facă cineva prea drept cu noi, am fi din ce în ce mai fără bine, atât doar ce Dumnezeu, El nu măsoară binecuvântarea, El o dă la oricine. Amin.
Frați și surori, n-am spus-o chiar la început, cred că a fost bine cuvintele noastre întotdeauna când ne întâlnim să fie adresate Domnului și măreției Lui și lucrării sale, dar nu omitem să salutăm și pe cei care ne urmăresc și sunt în direct cu noi pe internet. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă lipsiți și sunteți acasă, că sunteți bolnavi, Dumnezeu să vă facă sănătos. Dar dacă ne urmăriți și nu sunteți bolnavi, faceți bine și vizitați casa Domnului. S-a zis amin, nu foarte tare și nu știu dacă voi ați auzit acolo, acasă, pe internet, dar dorim cu toții să fiți la casa Domnului. Sigur că de astăzi suntem și mai răsfirați, pentru că sunt nunți, sunt alte evenimente, însă mulțumim Domnului că Dumnezeu ne-a binecuvântat și putem fi în casa Domnului. N-am intrat în luna decembrie și deja vin semne de sărbători din Biserica Betleem, dacă nu greșesc, nu-i așa? Este cu noi astăzi, din Beclean, fratele păstor Costel Gavrilaș, împreună cu soția, sora Dina. Îi rog să se ridice, să-i cunoaștem, mulțumim. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cred că pentru prima dată la noi în biserică ne rugăm ca astăzi Dumnezeu să vă folosească, să binecuvinteze lucrarea. Eu și cu soția, cu familia Murariu, vom fi la un serviciu de evangelizare în Chintenar, în biserica Emanuel. Spun aceasta ca să primim din partea voastră susținerea și binecuvântarea și însoțirea. Și mulțumim! La fel vreau să vă spun că astăzi după masă, așa cum am început, e o bucată de timp, ne-am rugat săptămâna aceasta pentru două familii, familia Sauciuc, Viorel și Claudia, și pentru Gabi și Mirela și copilașii lor. După masă, biserica se va uni în jurul acestor familii și va fi rugăciunea noastră de dedicare în mod special și de binecuvântare pentru aceste familii. Urmează ca săptămâna următoare, încă tot din familia Sauciuc, a mai rămas o familie. De fapt, ar fi putut să-l trecem și pe Ovidiu, că este mai mult cu noi în ultimul timp, și soția lui, săptămâna viitoare, Sauciuc Daniel și soția Simona, copilașii și fratele Rusu, Mihai și sora Zica. Fratele Mihai este cu noi, soția la nuntă. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Săptămâna viitoare, inimile noastre înconjoară aceste două familii, să ne rugăm pentru ele. Apoi vreau să vă mai reamintesc, duminica viitoare, 4 decembrie, ultima lună din anul acesta, dar prima duminică din luna decembrie, avem cea mai frumoasă sărbătoare a bisericii noastre și aș vrea toată casa, toată familia noastră, Emanuel, să fim la masa Domnului, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, duminica viitoare, 4 decembrie. Frați și surori, ne apropiem și să încheiem un alt an calendaristic pe care l-am început cu o bucată bună de timp, aproape un an, și anume când am avut pe inimă să stăm într-un post continuu în fiecare zi un membru din biserică. În data de 9 decembrie încheiem acest ciclu, acest drum al bisericii noastre. În sensul acesta am hotărât și cred că este potrivit și dumneavoastră așteptați și doriți lucrul acesta, să avem o concluzie în lucrarea aceasta, să fie o concluzie care să însemne o întâlniri de rugăciune când să aducem Domnului jertfa laudei și jertfa mulțumirii noastre. Din data de 5 luni, 5 decembrie, până în data de 9, vinerea, vom avea un lans de rugăciune. Vineri seara va fi concluzia cu o seară prelungită de rugăciune, vom avea și musafiri din bisericile slujitori, din bisericile din zonă, din Uniune, din Arganda. Dar în săptămâna aceea, în mod special, miercuri, joi și vineri, vom fi cu toată biserica în 3 zile de post, săptămâna viitoare. Ne vom și organiza din punctul ăsta de vedere, numai prin să notăm, însă duminica viitoare și dimineața și după masă, o să vreau să cunosc dorința când ați hotărât să fiți miercuri, joi și vineri în post, familiile noastre.
familiile noastre să fie în 3 zile de post, ne organizăm așa deschis aici și Dumnezeu va binecuvânta această lucrare. Însă ca orice lucrare vrem să îi facem și o pregătire. De aceea m-am gândit că este bine și în mod special fac apel la toți frații slujitori, bărbații, cap de familie. Săptămâna viitoare vom avea în fiecare seară ceea ce puteți. Mai mulți, mai puțini, eu voi fi de la ora 8 aici. De la 8 la 9 vor fi un timp când putem să ne întâlnim la o discuție, la mărturisire, iar apoi de la ora 9 la 10 intrăm în rugăciune de mijlocire. Vrem cu frații, cu dumneavoastră, mijlocitori, să pregătim lucrarea aceasta care ne-am gândit să fie concluzia acestui an care a însemnat zi de zi frații din Emanuel să fie în post. Lucrarea aceasta ne învață Scriptura, să o pregătim strategic, să o pregătim cu dăruire, cu consacrare, cu mărturisire, cu mijlocire, cu unitate și Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea aceasta. Rețineți, nu va fi deloc prea mult, pentru că știu că nu se va putea întâlni toată biserica, dar în perioada 5 și 9 vrem cu toții să fim aici la casa Domnului. Și nu uitați, scopul este jertfa de mulțumire pe care vrem să o aducem Domnului. Mai un lucru, probabil mai tehnic, mai administrativ. V-am rugat și duminica trecută, legat de copiii dumneavoastră, să anunțați școala unde copilul dumneavoastră, că dumneavoastră doriți să ați ales ca și copiii voștri să facă cursuri de religie de evanghelică. De aceea mai sunt la bibliotecă formulare, sunt 2 formulare, trebuie să le luați amândouă, le completați, unul îl duceți la școală și unul îl aduceți înapoi la bibliotecă, pentru că pe urmă le centralizăm și le ducem acolo unde este de trebuință. Deci faceți lucrul acesta și faceți comunicați lucrul acesta la școlile unde vă sunt copiii prin aceste formulare și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am anunțat despre câteva lucruri foarte importante în viața bisericii. Sunt lucruri foarte importante legate de viața personală, legate de viața familiei dumneavoastră. Să ne rugăm, frați și surori, ca toate lucrurile acestea să capete binecuvântarea lui Dumnezeu și Domnul să-și proslăvească numele Său. Ne închinăm Domnului prin cântare, prin darul financiar, familia Murare, corul și pe fratele Costel va veni să ne slujească și Domnul să reverse har peste lucrare. Amin. Ce bucurie să mă știu copilul tău și să fiu mereu păzit de mâna ta. Glorie ție, ai spălat păcatul meu prin Iisus crucificat la Golgota. Ce este în mine te glorifică și cu tot ce am te preamăresc. Viața mea ți-o dau în mâna ta, Tată, și am să spun mereu cât te iubesc. Tot ce este în mine te glorifică și cu tot ce am te preamăresc. Viața mea ți-o dau în mâna ta, de Tată, și am să spun mereu cât te iubesc. Cu ce blândețe mă înveți să te urmez,
zi de zi mă oglindesc în ochii tăi. Ce șapte calme când îmi spui că mă iubești și mă întreb cum aș putea să-ți mulțumesc. Tot ce este în mine te glorifică și cu tot ce am te preamăresc. Viața mea ți-o dau în mâna ta de Tată și am să spun mereu cât te iubesc. Viața mea ți-o dau în mâna ta de Tată și am să spun mereu cât te iubesc. Ne rugăm Domnului. Îți mulțumim, Doamne, pentru această zi, Dumnezeule. Te lau și te slăvesc, Dumnezeule, că și ne-ai dat putere să putem veni în casa Ta. Aici vrem să-Ți aducem laudă și cinste numai Ție. Tu ești un Dumnezeu mare și viu în vecii vecilor. Vreau să-Ți mulțumesc, Dumnezeule, pentru că am venit în această zi cu cei din casa Ta, Emanuel. Te lăudăm pe Tine și îți mulțumim pentru... Le-am adus înainte Ta și Te lăudăm din tot ceea ce ne dai în fiecare zi. Vrem să-Ți mulțumim, Dumnezeule, pentru locurile noastre de muncă. Spune cântarea, când în viață îngrijorarea mă apasă, când în jurul meu totul e năruit, eu alerg la-L meu Iisus, ce-mi dă speranță, Dumnezeul meu în care am crezut. Spunea sora Ramona despre încercarea pe care a venit peste ea, dar și peste noi de câte ori nu vin încercări, mai mici sau mai mari. Cum reacționăm, cum ne comportăm. Dumnezeu în fiecare zi și de fiecare dată când trecem prin încercări, prin îngrijorări, este de partea noastră, pentru că El este Dumnezeul nostru și noi suntem copiii Lui. Numai El îmi dă în inima mea pace, numai El îmi dă în suflet bucurii, numai El mă ține în mâna Lui cea tare și mă poartă în harul Său zi de zi. Este adevărat, fraților? Numai harul lui Dumnezeu ne poartă în fiecare zi și ne dă biruință ori de câte ori trecem prin încercări, slăvit să fie numele Său. Amin. Când în viață îngrijorarea mă apasă, când în jurul meu totu-i năruit, eu alerg la-L meu Iisus ce-mi dă speranță, Dumnezeul meu în care am crezut. Numai El îmi dă în inima mea pace, numai El îmi dă în suflet bucurii, numai El mă ține în mâna Lui cea tare și mă poartă în harul Său zi de zi. Numai El îmi dă în inima mea pace, numai El îmi dă în suflet bucurii, numai El mă ține în mâna Lui cea tare și mă poartă în harul Său zi de zi. Orice pas prin Duhul Sfânt, El mi-l conduce,
iar de cad îmi dă puteri să mă ridic, căci puterea lui mă ajută în slăbiciune și îmi dă aripi să zbor spre paradis. Numai El îmi dă în inima mea pace, numai El îmi dă în suflet bucurii, numai El mă ține în mâna Lui cea tare și mă poartă în harul Său zi de zi. Numai El îmi dă în inima mea pace, numai El îmi dă în suflet bucurii, numai El mă ține în mâna Lui cea tare și mă poartă în harul Său zi de zi.
ne face bine să stăm ridicați cu toții, corul abia s-a așezat, dar pentru cei care stați de mai mult timp, deschideți în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 20 la 24. Și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Ca ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Amin. Așa cum stați, vreau să rostesc un cuvânt de rugăciune. Sfinte Tată, îți mulțumesc pentru harul care mi l-a acordat mie, soției mele, Doamne, să fim împreună cu frații noștri aici. Doamne, înainte de a ne cunoaște în cer, îți mulțumesc că îmi dai harul să ne cunoaștem și aici, să avem bucurii, părtășii, să te înălțăm aici, Doamne, să te glorificăm, să trăim împărăția ta de aici. Îți mulțumim pentru această minune. Îți mulțumesc pentru familia ta, pentru trupul tău, pentru biserica ta. Doamne, împlinească-se rugăciunea ta pentru biserica de aici și de pretutindeni. Fă-ne una, Doamne, unește poporul tău. Unește-ne pentru scopul nobil, ca lumea să creadă că Tu ești trimisul cerului, că Tu ești una cu Tatăl. Fă-ne în chip desăvârșit una, Doamne. Binecuvântează-mă, Doamne, să aduc cuvântul Tău pentru frații mei. Mă smeresc, mă pun la dispoziția Ta, Doamne. În numele Lui Iisus, amin. Vă rog să vă reașezați. Vă salut cu mult drag în numele Domnului Iisus. Vă aduc salutări de la Biserica Betleem, Biserica din Beclean, una din bisericile din Beclean. Suntem patru biserici pentecostale, în orașelul mic de pe Someș. E o mare bucurie să vă cunosc, așa cum am rugat și cred. În cer vom avea ceva în plus față de cei cu care nu ne-am cunoscut, că ne vom aduce aminte de dimineața asta binecuvântată. Tot ce a fost frumos, frații mei, cred din toată inima și mărturisesc asta, va fi motivație veșnică când vom ajunge în glorie. Mărturisirea care a dus o soră aici, toate ne vor motiva încă o dată în glorie să slujim pentru lauda slavei sale, glorificat să fie Domnul. Ascultați-mă, noi biserica am fost concepuți în inima lui Dumnezeu, taina ascunsă de veacuri Hristos și biserica, este cel mai fantastic lucru la care să vă gândiți, deci din toate lucrurile care Dumnezeu le-a creat, lumea îngerilor, ființelor angelice, exista undeva o taină, o taină, așa un banner mare să vedeți, imaginați-vă ceva pe care scria taina lui Dumnezeu, aștepta cerul, nu știm, veșnicia trecută. Ce este acolo? Și acolo, acolo când s-a tras cortina, am apărut noi, eu și tu, în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Glorificat să fie Domnul. Iar noi suntem gândiți de Dumnezeu. Suntem în inima Lui pentru ca veșnicia care ne așteaptă să fie tot sub spectru și o motivație continuă de a-L glorifica. Dumnezeu va da cerului încă o motivație când ne va duce acolo să-L glorificăm la infinit. Laudă lui Dumnezeu pentru asta. Bucurați-vă, gândiți-vă la lucrurile de sus. Frații mei, așa cum ați auzit rugăciunea lui Iisus, ea trebuie să fie proaspătă pentru biserică și trebuie să fie obiectivul care să-L urmărim, al unității. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă e nevoie de ceva, dacă e nevoie să tratăm subiectul unității, trebuie să fie prioritar. La nivel de familie, soț și soție una, părinți și copii una și biserici unite în Hristos. În această dimineață vreau să vă ajut. Deși cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu, aveți oamenii lui Dumnezeu care vă învață și așa cum spunea sora, mulțumiți Domnului pentru slujitorii care aveți aici, pentru fratele Viorel și toți ceilalți care lucrează în echipă și prețuiți-i, fiindcă sostenesc în Domnul. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Am ales din cartea Efeseni câteva principii, care în această dimineață le vom împărtăși împreună, ca să ne ajute să înțelegem cum contribuie. Începea cuvântul Domnului din Efeseni. De ce? Ca să fim una, de aceea. Ca să împlinească dorința lui Iisus, ca toți care cred în El să fie una, trebuie să lăsăm, să aplicăm în viața noastră aceste principii ale Scripturii. Vreau din toată inima Dumnezeu să vă binecuvânteze cu împlinirea lor, dar să nu treceți și astăzi, ca de fiecare dată am auzit o predică și am auzit o predică. Doresc mult, sunt un om care cer asta. Nu vreau predicile să fie doar auzite, ci vreau și insist de fiecare dată să fie aplicate. Dumnezeu să vă ajute. Mă rog pentru asta. Desigur, cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna are ce să cioplească în noi. El este viu, El este lucrător, El este tăietor. Dacă nu-L lăsăm să fie viu și lucrător, El se transformă și în sabie, fisculoare aminte la cuvântul lui Dumnezeu și atunci pătrunde și în domeniul ăsta al materialului, în trupurile noastre și pe la închieturi, am auzit că mai doare, și pe la măduvă, aveți mare grijă, să-L lăsăm să fie viu și lucrător. Dacă nu, El oricum își face lucrarea și o face și doare. Luați aminte, Cartea Evrei, verset de aur, care să vă fie 4:12, este un verset care să nu-l uitați. Pătrunde cuvântul lui Dumnezeu, dar la nivelul Duh și Suflet, unde nu poate nimeni să pătrundă. Dar pătrunde și la nivelul trupului, gând, simțire, toate le atinge. Lăsați-l în dimineața asta să vă atingă tot compartimentul, Duh, Suflet și trup. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Haideți să vedem primul principiu. Puteți să notați. Chiar mă bucur când văd că se scrie. O particularitate în Biserica Domnului, unde slujim la Beclan, este că aproape toți tinerii își iau notițe și scriu toate predicile când au ce scrie. Când nu, atunci este mai greu. Se mai întâmpla și lucruri de felul ăsta, când, în special fetița, noi avem 5 copii, apropo, trebuia să ne prezentăm un pic, avem 5 băieți și o fată, căsătoriți 4 dintre ei, David, Isaac, Estera și Daniel. Mai avem pe Aron, care are programată nunta în mai, Domnul să-l binecuvânteze, și cel mai mic, care are deja 20 de ani, a făcut luna asta, Timotei, este la București, anul 2 la institut, și Domnul să-l binecuvânteze. Noi slujim cu toată casa Domnului de 22 de ani. Să nu vă supărați pe noi, că spun vorba asta, noi nu lucrăm pentru pământ, nu facem nimic legat de lumea aceasta, ci cu toată casa, ca și casa lui Ștefana, dacă ați citit în Cartea Faptele Apostolilor, suntem închinați Domnului și ăștia suntem noi. Domnul să ne binecuvânteze în continuare, să ziceți un amin, să rămânem așa, că sunt prea mulți pentru pământ, prea mulți pentru lumea asta și prea puțin dedicați total lui Dumnezeu. Când Viorel ne provoca să ne gândim la toate binecuvântările lui Dumnezeu care le-am primit astăzi și deja ați depănat câteva, eu m-am dus departe, m-am dus până în India, m-am dus până în Africa, unde am fost împreună cu soția. O parte din copiii mei au mers în misiune externă și mă gândeam la cei din zona Patna, Bihar, cea mai săracă zona Indiei. Câte nu au ăia. Apoi bușmenii, unde am fost în Namibia, și ar trebui fiecare din voi să ieșiți măcar o dată în viață în zonele acestea să vedeți despre ce e vorba. Și atunci am fi motivați să-i mulțumim, să nu fie sărace rugăciunile de mulțumire, ci poate tot programul sau slujba să fie numai rugăciuni de mulțumire. Cam așa ar trebui. Și azi dimineață deja am lăcrimat, am zis, Doamne, cât ne-ai dat nou. Dacă am aduce pe cei din Africa aici, bușmenii, iar crede că au ajuns în rai, dar nici nu și-ar imagina, că ei n-au cum, n-au termen de comparație, de la colibele cu țărușe acoperite cu paie, care își umpleau stomacul lor cu pământ și cu iarbă, care în Africa de Sud, în Constituție, erau considerați faună, nu erau statut de om. Gândiți-vă în ce lume trăim, fiindcă noi albii ne place să mergem, să vedem acolo cum vânează, dezbrăcați fără haine și cu arcul în mână. Asta este lumea în care noi trăim. Și au zis, Doamne, de câte binecuvântări ne-ai făcut să avem parte și harul să ne naștem într-o zonă extraordinară. Lăudați pe Domnul pentru toate aceste, frații mei, dar gândiți-vă și fiți oameni cu inimă. Primul principiu care vreau să-l notați este acesta. Principiul adevărului. Acesta contribuie la unitatea trupului lui Hristos.
Așa spune Pavel, de aceea lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Fără să mai intru în acest subiect pe care dumneavoastră îl cunoașteți, Corinteni 12. Când le spun rolul mâinii, că toată viața trebuie să mângâie și să dea și să slujească tot trupul, nu mai vrea să fie mână. Când le spun dacă vor să fie, acum luând trupul uman, picioare și le spun câtă greutate numai la mine, câtă poartă ele săracile, gândiți-vă, în fiecare zi și nu se revoltă, câteodată se mai revoltă. Și când le spun că trebuie, dacă vrei să fii acolo, vizibil, să te duci povara întregii biserici, nu mai vreau. Vreau să fiu ochi. Când le spun rolul ochiului, nu cele negative, fiindcă toți i-a dus diavolul, așa mustră-l Domnul, în zone unde vreau ochi. Pe mine Domnul m-a așezat, chiar am auzit din asta. Unul, nu de mult, pocăit, a spus, pe mine m-a așezat Domnul să am grijă de voi, de păstori. A zis, mă, nu-i bine. Nu, zice, că prin Duhul Sfânt, un proroc mi-a vorbit, du-te, spune ăla să tacă. Nu cred în așa ceva, aia nu-i de la Domnul. N-ai cum tu, bebe, lasă să grijești de mine. E imposibil, n-ai cum, e prea mult. Părinții grijesc doar de copii. Dar așa, eronat, tot felul de interpretări, cu oameni necrescuți, să apucă să prorocească. El trebuie să fie prorocul, să știe mai bine ca mine Biblia, dacă este în slujba profetică pus de Dumnezeu. Ei sunt cei mai sfinți oameni și cei mai mari cunoscători ai Bibliei. Este prorocul, așa să știți. Sau cel cu daruri de vedenie. El trebuie să știe Biblia, că trebuie să prorocească după Biblie și să aibă vedenia potrivit Scripturii. Dacă nu-i de la Domnul, frații mei, nu-i de la Domnul, aveți grijă. Așa în disputele noastre între grupări religioase, dintr-o altă grupare, fără să dau Dumnezeu. Zic, frate Costel, dar ce prorocie asta, că doar scrie în Biblie? Zic, slavă Domnului, atunci e de la Domnul. Dacă prorocul a prorocit după Biblie, zic, e de la Domnul, zic, amin la asemenea. Dar dacă nu are comun cu Biblia, nu ziceți amin, frații mei. Dumnezeu să vă dea înțelepciune. Deci în trupul ăsta, în organismul ăsta viu, Dumnezeu ne-a așezat să fim, fiecare să slujim trupului întregului. Nu mă pricep prea mult și ar trebui să studiem acum celula umană. M-am uitat așa într-un film care l-au redat oamenii de știință și au mărit enorm de mult celula vie. Când am văzut că fiecare celulă nu trăiește pentru ea, ci trăiește pentru cealaltă și moare în fracțiunile de secunde următoare, ciclu vieții din noi, am rămas uimit. Deci în trupul nostru uman nimic nu trăiește pentru sine, frații mei, ci fiecare mădular și organ din noi trăiește pentru întreg. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Aici, în acest organism, funcționează principiul adevărului. Lăudat să fie Domnul. În ființa noastră umană funcționează principiul adevărului. Poate m-ați mai auzit predicând și uzitez de asemenea exemple. Dacă ne-ar minți ochiul sau urechea, ar fi catastrofă în trupul nostru uman. Dar nici unul de aici n-a fost mințit niciodată de ochi. Ce ar fi la un semafor să spună ochiul, dă-i drumul înainte. Sau să se înțeleagă ochiul cu urechea, hai să-i trăm o minciună, du-te, nu vine trenul. Urechea să spună, dă-i drumul, și așa e. Uite, asta e elastică, poate să-i dea unul, nu are nimic, lasă-l rovească. Așa e bun, merită să-l zdrobească. Se întâmplă în trupul uman așa ceva? Niciodată. Este un principiu desăvârșit al adevărului, frați și surori, fiindcă suntem mădulare unii altora, trăiți în adevăr. Domnul să vă binecuvânteze. Prin aceasta fac cunoaște lumea că eu sunt trimisul cerului, a spus Iisus. Tată, fă-i una. Primul principiu. La nivel de familie, când predic, la căsătorii, țin tema asta a adevărului, între soț și soție, n-are cum să fie minciună. Și ea trebuie să fie una. Să lipesc și devin una, cum să fie minciună între soț și soție. La fel în biserică, n-are cum să fie minciună. Notați, motivația clară. O subliniați în Biblie voastră, măcar atât să faceți. Fircăliți măcar foaia asta astăzi și să nu uitați, eu v-am obligat să vă murdăriți Biblia, scrieți acolo, fiindcă suntem mădulare unii altora. Asta este motivația pentru care trebuie să funcționeze principiul adevărului. Domnul să vă binecuvânteze. Dacă, fac și aplicație, dacă ai fost unul care ai trăit pentru tine sau ai crezut că în biserica Domnului tu vii doar să ocupi un loc și să fii un consumator. Astăzi pocăiește-te și înțelege că ai un rol să saturi sau să contribui la a sătura, a hrăni,
a îngriji, a ocroti trupul lui Hristos. Domnul să te binecuvânteze. Dacă ai fost un consumator numai, așa cum ne învață societatea asta. Societatea de consum care se răsfrânge și asupra bisericii, da, ascultați-mă, asta este o problemă. Denaturată mintea noastră. Doar o societate de consum există acum la nivel mondial. Cât de mult să consumi. Și a intrat flagelul ăsta și în biserică. Eu, frate, eu sunt un om cu minte. Eu n-am cu nimeni nimic. Mai vine câte unul și vrea să fie membru. Mi s-au exprimat oamenii așa. Frate, Costel, nu ești pentru noi. Nu ești pentru biserica noastră. Dacă vrei să vii, trebuie să faci treabă. Trebuie să muncești, trebuie să slujești, trebuie să contribui. Dar pe acest David pe care nu i-a fost ușor nici la sora Voica, e primul, e David, lider, așa e. Într-una din zile nu l-am găsit, noi am locuit la bloc vreo 19 ani. A venit seara. Unde ai fost? În fața blocului. Erau ceva sălci, era până la Someș, Bistrițenii, dacă sunteți aici, știți unde e Someșul, da? Ceilalți, pe hartă, cel puțin. E o zonă frumoasă. După ce a fost mai mare, David a spus, tati, trebuie să spun adevărul. De fapt, nu te-am mințit. Așa, după stilul nostru românesc, minciuna, adevărul românesc. Deci eu am mers, am trecut Someșul, Puntea și m-am dus vreo 4 km până la lacul Căianului. Frații mei, el nu a mințit, că n-a trecut în spatele blocului, din fața blocului s-a dus tot în față. Și tot în față a ajuns. Deci în fața blocului. Deci asta este adevărul românesc. Doamne, ai milă de noi. Frații mei, ascultați-mă, zâmbim, dar ia să intre zâmbet și suspin pentru noi românii, că noi ne-am rafinat încât noi credem minciunile noastre. Noi avem așa o minciună învelită în adevăr și funcționează și prin biserici sau... Ne-am obișnuit sau am învățat să nu mai mințim, că ne-am pocăit, dar nu spunem adevărul. Frații mei, asta este un pocăit pe jumătate. Asta este un pocăit gol. Ca să fii un pocăit întreg, trebuie să spui adevărul. Nu să nu mai minți. Ăsta nu-i pocăit, numai de jumătate. Omul care nu mai minte. Pocăitul spune adevărul. În trupul lui Hristos, mădularele funcționează în adevăr. Dumnezeu să vă binecuvânteze principiul, adevărul. L-ați notat? Rețineți ăsta, acum. Acum împlinește dorința lui Iisus. Slavă Domnului! 2. Este versetul următor, sau cele două. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Deci prima motivație ne-o dă cuvântul lui Dumnezeu. De ce să spunem adevărul și să trăim în adevăr? Fiindcă suntem mădulare unii altora. A doua motivație, puteți trece acolo. Ca să nu-i dăm ocazie diavolului. Ca să nu se bucure vrășmașul, ca să nu-i deschidem o poartă diavolului, mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Verset controversat, vă spun. Da, Iorel de-abia aștepta să vadă ce spun. Sunt multe în comentariile biblice spuse despre asta. E părerea mea, care o cred că e biblică. Domnul nu mi-a cerut să nu ne mâniem, frații mei. Dumnezeu nostru nu este absurd, cum gândesc unii. Dacă Dumnezeu ne-ar fi cerut să nu ne mâniem, ne-ar fi cerut un lucru imposibil. Sentimentul de mânie apare la cel mai sfânt om de pe pământ. Și să nu-mi vină, să n-ai curaj să-mi vii în fața mea, că oricum te voi enerva eu dacă vii să-mi spui că nu te-ai mâniat. Eu în 2 minute schimb culoarea feței în fața mea, că am cum. Deci Domnul nu ne-a spus, păi aveți grijă, vă pocăiți, dar nu cumva să vă mai mâniați. Imposibil. Sentimentul de mânie, frații mei, apare involuntar. Oricât vei fi de sfânt, oricât vei fi de desăvârșit, încă ești în trup și va apare sentimentul acesta de mânie. Dar ca să nu păcătuiești, trebuie să aplici al doilea principiu, iertării necondiționate, notează-l. Al doilea principiu care contribuie la unitatea bisericii este principiul iertării necondiționate. În cartea Coloseni, Pavel spune, când sunt pricini, ce să faceți? Iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și pe voi Dumnezeu în Hristos. Lăudați să fie Domnul, frații mei. Când aveți pricini,
când te-o supărat, când ai motiv să dai replică, Biblia te oprește și spune, iartă, iartă. Nu spune altceva Biblia. Când ai motiv, frate, iartă. Cum te-a iertat? Și pe tine Dumnezeu în Hristos. Glorificat să fie Domnul. Este principiul iertării necondiționate. Asta lucră la unitate. Numai că, iarăși, toată Biblia s-a scris numai pentru poporul român. Am mai spus-o în multe locuri. E oriunde mă uit, că numai adresată românilor este. Acum când citim în Romani, noi ăsta ați mai auzit că în unele din popoarele asiatice, așa citesc ei, epistola lui Pavel către români. Și pentru cei din Galați. Așa citesc, am auzit asta. Am aflat că, da, popoarele asiatice, epistola lui Pavel pentru cei din Galați și pentru cei din România. E interesant și frumos. Acum, eu și aici, efeseni, văd, nu pot să văd. Lăsați-i pe cei care, vă spuneam eu, i-am văzut, i-am fost la foamete acasă acolo, am fost la ea acasă, nu la sărăcie, la foamete. Credeți că nu au nimic, ei pasc iarbă. Și copiii au venit în buzunare cu pământ la școală și acolo unde este familia pater, Dumnezeu să-i binecuvânteze pe Nele și pe Ovi, rugați-vă pentru oamenii ăștia și pentru Maria Iordănescu din India pe care am vizitat. Copiii la școală au venit cu pământ din moșuroaiele alea mari, care voi le-ați văzut undeva pe Discovery în Africa și cu furnicile alea transparente, așa. Și copiii vreau să-mi dea pământ, să mănânc, să mă convingă că e bun, că doar cu ce să-și umple burta aia, dacă ați văzut-o așa mare, mare, aia este din cauza subnutriției și este plină de pământ. Mă, oameni buni, să rupe inima când vezi așa ceva. Și iarbă! Ce să fie altceva? Să rupe inima. Noi avem toate aici. Și totuși suntem posomorâți și arătăm de vai de capul nostru. Aia când au băut, într-o seară am avut o experiență. Nu puteam dormi, că am auzit gălăgie mare lângă baza noastră, acolo, din Namibia, din Bushmanland, este o familie și erau vreo 20 de copii adunați în casa aia. Estera este una din femei care deja știe să facă mămăligă și este folosită la bucătărie, dar au venit nepoți de la două surori, una a murit și au venit și copiii ei, așa lua altă soră, că doar n-au ce să mănânce. Au venit că aici mai este puțină mâncare și apă. Și într-o noapte am auzit mare, mare gălăgie. Mă zic, acolo se întâmplă ceva. Zic, Dina, nu mai pot să dorm. Și m-am luat să mă duc spre casa, ai vreo 400 de metri, nu mai mult. În noapte Dina spunea să nu mergi, că nu e ușor să mergi noaptea pe acolo. Ești în 150 de kilometri de civilizație, în mijlocul pădurilor. M-am dus până la urmă, am strigat eu, probabil au auzit, s-au potolit și au adormit. La dimineață o întreb pe mama Nelly, trebuie să iei copiii de la Estera din casă, s-a întâmplat ceva azi noapte acolo, vreo jumătate de ori, vreo ori, eu n-am putut să dorm din cauza gălăgiei, voi ați adunit toată tabăra și a început Nelly să zâmbească, Costel, le-am dat un kilogram de zahăr aseară. Știți ce au făcut cu zahăr? Au făcut ceai și le-a dat ceva energie și ei au cântat, mă, frații mei, și s-au bucurat toată noaptea. Că au băut o cană de ceai îndulcită, o fac ca un sirop, că au nevoie, el n-are prăjitură, n-are nimic, când prinde un pic de zahăr, nu vă imaginați, n-am cum să vă descriu, e o paranteză așa, veniți cu mine acolo să vedeți ce-i. Au țopăit toată noaptea și s-au bucurat mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru cana de ceai, ți se rupe inima. Noi avem de toate și nu știm, tot posomorâți, Doamne ai milă de noi. Cain, de ce ți s-a posomorât fața? Păi mi-a spus o soră, s-a uitat la mine, nu, mi-a ocupat banca, sau nu știu ce a fost. Ia seama, a spus Dumnezeu, uitându-se la culoarea feței, la trăsăturile feței. Păcatul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. Frații mei, dacă sentimentul de mânie, lăsați să transforme în ură, devenim ucigași, după cum spunea Fiul Dumnezeu. Vă rog tare mult, atunci când apare sentimentul de mânie, nu mai fiți români. Recunoașteți când sora sau fratele spune, frate, am impresia că te-ai supărat. Nu mai spune minciuna, nu m-am supărat. Deci două păcate faci deodată, și minciună și rămâi supărat. Ci recunoaște sentimentul ăla, că asta spune să n-apună soarele, recunoaște-l și rezolvă pe loc conflictul. Domnul să vă binecuvânteze. Ca să nu dați prilej diavolului, că din sentimentul de mânie care a apărut pe fața lui Cain, și de unde a apărut? De la închinare, frații mei, erau la altar. Nu era un business, nu erau în alte lucruri, ci erau la altar, era primul mod de închinare, nu știu cum i-a învățat Adam, cine i-a învățat, și erau la închinare și de la închinare a început supărarea. Dumnezeu să ne păzească de așa ceva. Aveți grijă!
Trăiți al doilea principiu, iertării necondiționate, ca să nu dați prilej diavolului. Subliniați în Biblia voastră, să nu dați prilej diavolului, că el va intra pe poarta numită sentiment de mânie. Dacă ești expus la așa ceva, pocăiește-te astăzi. Dacă ai pe cineva și îl ții prizonier de nu știu câtă vreme, eliberează-te tu de fapt. Nu mai purta povară. Eu știu ce înseamnă să ții prizonier pe cineva și tu știi. Normal, nu el sufere mai mult, ci tu suferi mai mult. Pe atunci când a iertat, și discutam și cu sora Voica zilele acestea, aceste lucruri și spunea, nu numai că el a iertat, a început să-i faci bine, atunci ești eliberat cu adevărat, slăvit să fie. Numai atunci ești liber. Când deja începi să-i faci bine acelei persoane, atunci ești eliberat. Faceți lucrul ăsta, exercițiul ăsta și veți fi salvați dacă vreți. Că dacă l-ai Cluj cu câțiva și am ajuns în Sinaia, primul lucru care ne-a învățat oamenii, nu știu de ce, cred că Dumnezeu i-a călăuzit, să avem grijă de timp. Singurul lucru ne-a învățat americanii care nu se mai poate da înapoi, care nu mai poți răscumpăra și nu mai poți plăti, este timpul. Dacă sunteți angajați undeva și lucrați pentru cineva, ne-a învățat să nu furăm timpul, că nu mai ai cum să-l recuperezi. Orice oră trecută e trecută, tu nu mai ai cum să o recuperezi ora aia. Și am gândit mult la asta și ei aveau dreptate, că noi români am fost învățați să lucrăm la stat. Să treacă timpul, să treacă luna, să treacă anul. Era furat timpul cu anii, cu lunile. Din 8 ore să lucra cât să lucra. Așa au fost învățați românii să fure și de la asta a început să ne învețe oamenii aceia. A fost extraordinar. Frații mei, aveți mare grijă. Am văzut și la noi în România și aici poate mari conflicte apărute din cauza patron-angajat. Sub forma asta am început cu a fura timpul și până la alte forme tot românilor se adresează Biblia de fapt. Ați văzut? Numai pentru noi e scrisă. Recunoașteți? Celelalte popoare nu fură. Nu fură națiune. Cum să fură? Nu să fură. E ca vremea lui Țepeș și în alte popoare. Numai la noi, la români. Aveți grijă în relațiile acestea. Ne elibera Domnul de egoism. Eu nu, e prea greu să spun termenul ăsta că furam. Îl numesc egoism. Sună mai bine un pic? Așa. Eliberați-vă. Nu. Știți cine fură? Egoistul fură. Deci numai omul egoist fură, că el vrea totul pentru el. Asta este. Așa. Asta este perceperea. Eliberați-vă de acest egoism. Ăsta nu pune la colectă, de fapt. Pune puțin. Dar și are de comentat foarte mult. Când e colectă pentru săraci, el dă numai pentru misionari. Când e colecta pentru misionari, eu nu dau numai pentru orfani. Ăsta întotdeauna, egoistul va avea, dar el nu dă. Dar va avea foarte, oamenii vor crede că este extra, cel mai darnic om din biserică, este cel mai vocal uneori, cel mai vocal. Aveți mare grijă de asta. Deci omul ăsta, dacă nu se eliberează unitatea bisericii și când ai câțiva, atunci biserica chiar este împărțită. Eu am trăit-o pe pielea mea ca slujitor, am muncit la Beclean 8 ani de zile la o clădire mare, prea mare un pic. 8 ani din viață mi-a luat clădirea aia. Acum, prin harul Domnului, suntem în continuare încă la 3 construcții, am mai schimbat ceva cu colegii de aici, așa, dar în Europa nu se fac colecte pentru construcții, am aflat asta. Și au venit unii pe totul gata, după 8 ani. Nu e chiar simplu, știți? Scaunele noastre sunt foarte scumpe, că a fost poate 1 milion de euro clădirea noastră. Și ți-a așezat un scaun din ăla costă. Dar a venit absolut fără nicio jenă și s-au așezat. Noi am fost de vină că n-am spus nimic cât costă scaunul. Și cum mai că acești oameni îți creează foarte mari probleme. Unul care a dat, care a muncit, care dă pentru, ala dă pentru toate. Dar egoistul vrea numai pentru el și ăsta contribuie la scindarea unității unei biserici. Mă rog, în biserica asta și cred că nu este, frate Viorel, slavă Domnului că nu ai pe aici. Domnul să fie slăvit. Dar nici să nu intre. Nu-l lăsați să intre. Biblia spune
creștinul care este mădular în trupul lui Hristos se luptă întotdeauna, ascultați, să trăiască pentru altul. Principiul dăruirii de sine, al dărniciei, dragii mei. Să lucri harnic, auzi, ca să ai ce să dai celui lipsit. Este cel mai frumos lucru de sub soare, să dai, frații mei. Domnul să fie lăudat. Eu știu ce înseamnă să trăiești. De 22 de ani, noi nu trăim decât pentru alții. Iertați-mă, nu, eu n-am falsa modestie, spun ceea ce este o realitate. Trăind pentru alții este cel mai înalt mod de viață și de trăire spirituală. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Niciodată în casa noastră, fără să fac exagerări, aproape pe degete avem când putem număra, când nu avem musafiri. Casa noastră este deschisă pentru toți misionarii, unul merge și altul vine. Mi-am depășit părinții la acest capitol și laud pe Domnul, încât tata a locuit la noi, acum este în glorie, a venit și a spus, dragul tati, dar ce e aici, mă? Așa azi noapte la ora 1 a venit unul și s-a dus și s-a culcat. Era misionarul din Namibia. Știam că vine, am lăsat totul deschis și se duce în cameră liberă și se culcă. Slavă Domnului pentru acest mare har. Copii de la centri de plasament vin și cea mai mare bucurie este să-l vezi că merge în bucătărie și deschide frigiderul fără să te întrebe sau merge în beci și jează acus. Mi-ai zis asta, că ăla nu are principiul iertării necondiționate. Ce să faci cu el? Asta e. Frații mei, ca să fim una, folosiți cuvinte de apreciere. Domnul să vă binecuvânteze. Să mergeți la sora, să o încurajați acum toți. Și să o încurajați să continue să compună poezii. Domnul să o binecuvânteze. Are chemare poetică, am urmărit versurile, au fost înalte, da? Ați observat? Nu au fost din astea, și eu pot compune. Fac din ele așa cum se face la morți. Când... Și mai aud și prin biserică câte o poezie aia de 50 de strofe și așa, cum vin pe... Nu au fost gânduri mari. Deja ați analizat-o. Încurajați-o să compună. Cântă un copilaș aici, toți să fiți cu mâna pe capul lui și să-l binecuvântați, să-l mângâiați, da? Promiteți asta. Mai faceți-o și la Viorel. Vă rog tare mult. Da, așa bateți-l pe umăr, dați un hug. Ai predicat extraordinar pentru mine. Are nevoie și toți ceilalți. Domnul să vă binecuvânteze. Nici un cuvânt stricat, ci unul bun, ca să dea har, mă, frații mei, celui ce-l aude. Auzi, să-l edifice, să-l zidească. Iarăși tot la români, că noi am fost învățați în bisericile noastre, în România, mai ales în județul nostru, Bistrița, să merte bistrițenii, bă, să nu-l lauzi, băi, că să umflă de mândrie. Dar dă-i în cap, că așa a fost învățați. Nu, frate, nu, cum, să nu zici ceva, să nu zici la dirijor de cor că a fost frumoasă cântare. Dar mai felicitați, îi bateți din palme când cântă o cântare nouă. Nu mai obișnuiesc asta, când corul cântă o cântare nouă, haideți mă să aplaudăm, mă. Măcar cu atât, acest că nu le-am dat nimic. Deci cuvânt de apreciere ca să dea har, auzi? Nu, 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 să nu se mândrească. Bârfă, o să-l omori. Tot invers. Să mustre Domnul aceste duhuri care au distrus biserica, care au dezbinat bisericile, frații mei. Asta contribuie la unitate. Principiul dialogului biblic. Dumnezeu să vă ajute. Și ultimul, care închei, este legat de versetul 11. Principiul stăpânirii de sine. Aveți nevoie de el. Cum avem nevoie ca de oxigen și de celelalte. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. De ce? De ce ne motivează Pavel să facem asta? Ca să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetruiți. Aveți mare grijă. Ca să nu întristați pe Duhul Sfânt, versetul 31 să fie undeva generic în casele noastre. Asta toate îl întristează pe Duhul Sfânt. Dimpotrivă, fiți buni. Când ești bun, Duhul Sfânt este vesel în inima ta. Când ierți, când ești milos, Duhul Sfânt să aduci o față cu soare, senină. Viorel, dragă, nu te chinui să-i faci să fie vesel, că nu să-i faci în veci. Dacă e Duhul Sfânt întristat în vreo inimă, omul ăla nu-l mai face nimeni vesel. Niciodată, ascultă-mă. Poți să-i dai tot bunul lumii. Nu. Singurul care creează noi confort și seninătate este Dumnezeu, Duhul Sfânt, gloria Lui. Grijiți de El, mă. Este partea sensibilă a dumnezeirii, înțelegeți? Eu așa îl prezint pe Dumnezeu, Duhul Sfânt. Partea emoțională a dumnezeirii, că n-am cum să le explic, nu pot, să n-am cuvinte să vorbesc despre Dumnezeu, Duhul Sfânt, dar așa îl înțeleg.
cum mulțumim noi la tine că ne-a făcut Dumnezeu să avem și partea asta emoțională despre care spunea Viorel, eu sunt un cântăcios, eu mă exprim, eu plâng, eu mă bucur, îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-am născut neamț, să stau așa ca o stafie și nici să nu știi ce-i cu tine. Da, iertați-mă care sunteți sași pe aici. Dar noi avem în noi și departam compartimentul ăsta al sentimentelor, gloria lui Dumnezeu care vibrează, dar nu merg înaintea credinței, știți? Le reglăm, întâi credința și apoi vin sentimentele și emoțiile. Grijiți de Duhul Sfânt. Principiul stăpânirii de sine. 5 principii în această dimineață. Principiul adevărului, fiindcă sunteți mădulare unii altora, contribuie la unitatea bisericii. Principiul iertării necondiționate, ca să nu dați prilej diavolului, contribuie la unitatea bisericii. Principiul dărniciei, dăruirii de sine, prin a da, înțelegeți asta, da? Și să nu fii egoist, nu totul pentru tine, hoțul totul pentru el. El spune, dacă nu-mi dai, ți-l iau, ăla e principiul hoțului. Ce e al tău, vreau să fie și al meu. Salutări și mă duc, sunt sărcinat și mă desărcinez. Domnul să vă binecuvânteze. M-am simțit bine la voi. Am fost ca acasă, m-am bucurat de cei de la worship, așa cum zic americanii, de la așa, au fost cântările plăcute. Când a pus Viorel cântarea, ce mare și bun, eu am pus corul, s-au săturat de mine, dar îi ridic mereu și mereu și pun să cânte cântarea asta. Știți cum încheie? Și în slavă îmbrăcat, când mă voi arăta să ies în slavă pe nor. Iertarea măreață și atunci voi cânta în glorie de mii de ori. Tot despre iertare vom cânta, frații mei. Tot despre har și mântuire. Lăudați să fie Domnul. Vă las în harul Domnului. Vă las sub aceste principii. Dacă trebuie să mai zăboviți, acolo în stradă, probabil să încheie aici, dar acolo stați și mai dați mână, mai faceți ceva astăzi, faceți ceva practic. Lăsați cuvântul ăsta să fie viu și lucrător, ca să nu aud că intră pe la măduvă și pe la încheieturi, că dacă nu se face sabie cu două tăișuri, și la cel ce predică, dar și la voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, că m-ați primit, eu am fost autoinvitat la voi de data asta, dar m-am simțit ca un invitat. Domnul să vă binecuvânteze, mulțumesc frate Viorel, Dumnezeu să vă răsplătească. Prima dată să spun că trebuie să-i transmitem lui fratele Grigore salutări și noi. A fost o bucată de timp cu noi și avem toată considerația față de dânsul. Și așa cum v-am spus și la telefon, cred că se bucură că ați plecat. Mulțumim Domnului pentru Cuvântul lui Dumnezeu, pentru lucrarea care Dumnezeu a desfășurat-o prin Duhul Sfânt între noi. În dimineața aceasta, 5 principii. Ia chiar dați mâna unul cu altul. Dați mâna unul cu altul să vedeți cum se articulează. 5 principii, nu? 5 principii să dai mâna, unitate, nu? Noi o facem totdeauna, frate Costel, noi o facem totdeauna cu bucurie în biserică și acum să ne lăudăm și noi. Biserica Emanuel îi place să nu iasă repede din biserică, zăbovez mulți frații de ordine, li foame, haideți plecați, eu mai vin, mai trag lumina sau le zic la frații de ordine, lăsați că închid eu și plecați, că ei și așa vin prea dimineață și le mulțumim. Apreciez lucrurile acestea. Și acum să mai spun ceva, pentru că au lipsit destul de mulți. Să nu vă gândiți, ei dacă erau ceilalți, ce bine le zicea. Cui ne-a vorbit Domnul nou astăzi? Eu nu spun lucrurile astea, s-a dumit ale. Fraților, vreau să vă întreb, cui ne-a vorbit Domnul astăzi? Mie mi-a vorbit Domnul, slăvit să fie El.
Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare, mulțumim Domnului pentru că El a fost darnic pentru noi ca întotdeauna și ne-a binecuvântat într-un mod deosebit. Mulțumim pentru cei ce ați fost cu noi, pentru fratele Costel, pentru soție, copii, casele lor, vrem să-i încredințăm în mâna Domnului, Dumnezeu să-i păzească, să vă ocrotească, salutări fraților din Betleem, din Beclean, la frații noștri pe care îi cunoaștem, care au plecat dintre noi, le dorim un sfârșit de an binecuvântat cu Domnul și chiar putem să anticipăm sărbători cu Domnul, sărbători pline de pace, de bucurie cu Domnul. Să mulțumim Domnului și să îi dăm slavă și să spui în cuvintele acestea sau să spunem fiecare, să spun cuvintele acestea. Doamne, ajută-mă să strâng cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Ajută-mă să strâng cuvintele acestea în inima mea și să fiu un mădular viu în trupul lui Hristos. Mi-ai descoperit încă o dată că sunt așa de important în biserica Emanuel. Mi-ai descoperit încă o dată cât de important este eu și casa mea, soțul meu, soția, copiii mei. Și, Doamne, vreau să Te onorez, vreau să Te slujesc și tot ce fac, să fac pentru slava și gloria Ta. Ne rugăm împreună cu toții, iar în concluzie, fratele Ghinuț, să pună numele Domnului peste noi, peste părtășia din casele noastre și Domnul să asculte rugăciunile noastre. Amin. Ne rugăm împreună cu toți. Pentru harul Tău care a fost nemărginit de mare și în ziua de astăzi. Te lau și îți mulțumesc pentru că Tu ești Dumnezeul nostru. Noi prin credință credem că Tu ești aici, dar ne bucurăm, Tată iubit din ceruri, pentru dimineața aceasta specială, pentru că prezența Ta ai făcut să fie simțită de noi, slăvit să fie numele Tău. Tată iubit din ceruri, te laud și te rog să binecuvintezi în continuare pe fratele Costel. Îți mulțumesc că El s-a pus la dispoziția Ta pentru edificarea noastră, slăvit să fii în veci. Te rog, Tată iubit din ceruri, ca Tu să-L însoțești și ungerea Ta divină să fie peste El. Te rog, Tată iubit din ceruri, să binecuvintezi Biserica Emanuel, să ne ajuți fiecăruia, Tată iubit din ceruri, să fim mădulare în trupul Tău și ajută-ne, Tată iubit din ceruri, să trăim unii pentru ceilalți. Te lăudăm și slăvim numele Tău, căci Tu ești Dumnezeul nostru.
binecuvântat să fii în veci de veci. Ajută-ne, Tată iubit din ceruri, la despărțire din acest loc. Doamne, să putem să umblând prin lumea aceasta, printre oameni care nu te cunosc pe tine, să se vadă cu adevărat căci noi suntem copiii tăi. Te rog, Tată Ceresc, ajută-ne la aceasta. Amin. Amin. Haideți din nou să ne vorbim de bine, așa cum o facem întotdeauna, în casa Domnului, să ne binecuvântăm unii pe alții, să vă salutați musafirii care sunt în jurul vostru. Frații mei, încă o dată suntem recunoscători Domnului pentru binecuvântările primite. Ne întâlnim după masă sau vă întâlniți dumneavoastră aici, în casa Domnului. Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea de după masă. Un lucru care vreau să-l mai reamintesc în săptămâna aceasta, frați și surori, joi seara avem întâlnire aici în casa Domnului, dar este joia înainte de cina Domnului. Și pentru că rânduiala aceasta pe care noi am schimbat-o este nu foarte de mult și revin cu câteva precizări întotdeauna înainte de cina Domnului. Am convenit ca biserica să ne întâlnim joia înainte de cina Domnului, așa cum de obicei o facem la părtășie, însă un lucru care l-am introdus nou în desfășurarea vieții noastre a Bisericii Emanuel, joia înainte de cină avem și actul spălării picioarelor, deci în fiecare joi înainte de cina Domnului ne întâlnim aici, ne rugăm, împărtășim cuvântul Domnului și apoi facem actul spălării picioarelor. Invit toată biserica, toți frații, membrii la